Ai preferat să nu ai limbă sau să nu ai dinți? Ok, dude. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la ceva puțin mai nostalgic. Ne jucam noi acum mai mult timp Would You Rather? Ce ai prefera să alegi dintre? Și ai două opțiuni. Este un joculeț mai vechi, popular, așa prin 2014-2015, îl făceau mulți youtuberi. Și când tot am jucat Handless Millionaire, mi-au apărut la recomandate acolo videourile cu Would You Rather, videourile mele mai vechi. Și am zis, hai să mai tragem un episod, că era distractiv. Avem mereu două opțiuni, una mai bună decât cealaltă, iar în josul paginii avem chatul în stânga, aici pe dreapta nu știu ce aplicația, cred. Și sub numele oamenilor avem cu roșu că au ales roșu, cu albastru că au ales albastru. Numerele astea nu știu ce înseamnă, cred că sunt upvote-uri legendai, că ești de acord cu ce spune el. Avem, ai prefera Skittles sau M&M? Personal, M&M. Adică depinde, aici, depinde de la persoană la persoană. Vrei ceva mai acru sau ceva mai dulce? Bine că stai și puțin dulce, de mai acru. Prefer M&M's, chiar alea cu alune, e ce trebuie. Dar uite, oamenii vor Skittles. De asemenea, că am și uitat, băieții, genul în descriere pentru jocuri mai ieftine și G-Fuel în descriere, codul RAF 12% reducere. Băieții de la Energy Lab sunt românii, România livrează repede și mi se aplică codul de reducere de 12% automat. Dacă dați click pe linkul din descriere, susțineți și canalul și cam asta este toată șmecheria. Vă recomand rămasa cu Sonic, că e destul de delicioasă. Next question. S-a mutat zeta în jos, lol. Și putem să dăm la previous și cred că ne arată și ciocolata întotdeauna, ales asta cu... M&M's, așa zic și eu. Break an arm with a slightly painful infection. Deci să-ți rupi mâna și să ai o infecție puțin dureroasă sau să-ți rupi piciorul. Habar n-am care e mai dureros, sincer. Presupun că în cazul meu aș prefera să-mi rup piciorul pentru că stau la birou mult timp. Nu știu exact. Cred că piciorul. Aș vrea să-mi rup piciorul pentru că nu pot să fac multe cu mâna. Cam ceva de genul, zic și eu. Ok. Ai vrea să... mori, să ai o moarte dureroasă, dar care rămâne amintită în istorie, deci de care mulți oameni își vor aduce aminte, adică să mori într-un fel și poate politic sau habar n-am, cum au avut noi acum mai mulți ani în America cu, în fine, nu vreau să-i trebuie în așa, sau să mori fără durere, dar toată lumea să te urască. I mean, that goes down in history. Aici e greu de ales, sincer. Ce înseamnă goes down in history, e întrebarea. Adică mulți oameni să-ți aduc aminte de tine sau să mori fără durere, dar toată lumea să te urască. Presupun că nu ai vrea după ce... Adică poți să te gândești în perspectiva că oricum oamenii te vor uita, dar presupun că nu vrei să mori să te urască lumea. Adică nu cred că vrea nimeni să moară și apoi sunt cei care își aduc aminte de el să-și aduc aminte cu un gust amar, așa, știi ce? Habar nu. Așa, să ai your current pet live as long as you do, deci animalul tău de companie pe care l-ai la momentul de față să trăiască la fel de mult ca tine, sau să aduci un animal trecut la viață. Niciuna, pentru că n-am avut niciodată un animal de companie, deci... That was a hard one. Văd că mulți au ales albastru. Să le trăiască animalul pe care l-au acum la veșnicie. Da, nu am avut niciodată un animal de companie, nu știu dacă voi avea, poate în viitor îndepărtat, deci da. Play plătește ca să vezi o femeie care face comedie sau să fii plătit la fel, dar să fii pălmuit de 10 ori? Pay to see a female comedian sau be paid the same amount to be slapped? Aș plăti să... Be paid the same amount to be slapped 10 times in the face. E vreo chestie cu femeile care fac comedie, care gen, nu fac femeile comedie bună sau care e faza aici, că nu știu. O să mai sărim peste unele politice care sunt puțin mai ciudate. Mănâncă carne putrezită, stricată sau să mănânci liver ce? Liver e ficat, nu? Ficatul unui om. Cred că e ficat liver. Era serialul acela, cum se numește, Hannibal. Mișto rău de tot, e un serial cu Hannibal unde un tip omoară oameni și le gătește organele și le hrănește pe ceilalți și ceilalți habar n-au că mănâncă organe, dar totuși le place mâncarea, ceva de genul, adică strani rău de tot. Da, nu prea aș vrea să mănânc... Oh my god, ce dezgustător! N-aș vrea să mănânc ficatul cuiva, deci presupun că azi mânca mâncare stricată... Abar n-am, dude.
I mean, habar n-am. Învață să cânti la pian instant perfect sau învață să cânti la chitară? Absolut la pian îmi place mult mai mult. Fii bogat sau fii faimos? Dacă ești faimos, poți să fii și bogat, nu? Sau? Pentru mine, cred că aș prefera să fiu bogat. Pentru că dacă ești faimos, gen vine și cu niște minusuri, ok, și aș putea discuta despre asta din perspectiva mea, nu ca și eu extrem de faimos, doar că mă recunoaște lumea pe stradă și gen eu am făcut tranziția de la a nu te recunoaște nimeni pe stradă la a te recunoaște lumea oriunde te duci pe stradă, gen copiii care mă știu de pe YouTube. Și am făcut așa o tranziție și o chestie care poate nu e de discutată pentru că nu te învață nimeni cum să te comporți. Adică e o chestie care vine peste tine, nu-ți explică nimeni, nu te pregătește nimeni. Vezi că de mâine vei fi recunoscut pe stradă oriunde te duci și îți vor sări oameni în cap și ne depinde de la oameni la oameni. Sunt copii care zbiară după mine, alții se comportă frumos, dar e întotdeauna o aventură când te întâlnești cu cineva, știi? De multe ori e o chestie pozitivă, dar de câteva ori e și o chestie negativă când dai de oameni mai nebuni. Deci, mie mi-aș prefera întotdeauna și să nu fiu atât de popular ca să mă recunoască lumea pe stradă în ideea asta. Dar, presupun că vine cu meseria, cum s-ar spune, deci te obișnuiești. Așa că o mică paranteză, știi? Rich equals fame, fame does not equals rich. Interesant, deci ce să zice că dacă ești faimos, nu poți să fii bogat. Vreau să-mi spuneți un exemplu de un om faimos care nu e bogat. Adică eu am avut impresia că dacă ești faimos și oamenii te recunosc, că ai putea să faci bani de pe urma chestia astea. Not necessarily, there are a lot of millionaires that nobody knows about. Thousands really. Adică, știi, e egal, adică poți să fii faimos, poți să fii bogat și să nu fii faimos? Absolut, poți să fii, habar n-am, copilul cuiva sau... Nu știu. În fine. Aici, din nou, depinde de la persoană la persoană. Being as a sexist or as a racist, asta e stupidă. Have an iPad sau have an iPhone? Băi, sincer... eu personal, o să fiu sincer cu voi, nu-mi place iPhone. Gen, nu că nu îl displac, însă nu mă încântă iPhone-ul, pur și simplu. Gen, au părinții mei și am văzut la ei, eu am Samsung, nu-mi place iPhone. Asta este clar. Poate să zic că îmi place iPad-ul, că merg jocurile șmecheri și că are multe frame-uri și mai departe. iPhone-ul nu prea mă încântă. De-aia am Samsung. Adică, I don't know, brother. Ai prefera să mori sau să fii la pușcărie timp de 60 de ani? Cred că aș prefera să mor, sincer. I mean, depinde de închisoare. Ok, am văzut în filme cu închisori și documentare. Depinde de închisoare. Dacă ești în închisoare la în România, de exemplu, și poate undeva unde e mai chill, sigur. Imaginează să fii în închisoare undeva prin America cu toți criminalii care au criminali în serie. Adică depinde de închisoare. Pentru că poate să fie și o închisoare extrem de lejeră. Nu mai știu, erau niște închisori prin Norvegia sau în Finlanda. Nu mai știu unde, unde arătai închisoarea ca un mall. Gen, aveau... aveau biblioteci, aveau spații de-astea deschise, se plimbau, deci arată exact ca un mall, știi? Dar dacă mai pune să trăiesc într-o închisoare în America, unde sunt toți criminalii, aș prefera să mor, sincer. O să aleg să fie în închisoare, dar depinde de închisoare. Știi ce zic? Dacă m-ar spawna random în orice închisoare și ar fi șansa aia să plec acolo, atunci aș prefera să mor, dar... din nou, poți să alegi să... bine, dar dacă poate alegi să fii în închisoare, nu mai poți să mori, știi? Habar n-am, e din nou super complicat. Welcome to America, where you get free housing for doing bad things. Free housing, deci a ales albastru. Ăsta zice că primești o casă gratis pentru că faci lucruri rele, ei. Bă, depinde de închisoare. Probabil nu o să fii trimis la închisoarea cu gen de maximă securitate sau ceva. Depinde. Asta ne-a mai picat într-un video de al meu vechi. Nu mai știu ce am ales atunci. Să fii chiori, să n-ai picioare sau să fii ochi și să n-ai mâini. O să dăm skip, că mai ales o dată, nu știu, aș prefera să fiu blind, nu, adică aș prefera să fiu clar, surd fără picioare. Dacă nu vezi și n-ai nici... Așa, hai să vedem. Da, nu știu cum ai adăugat altele noi, asta e chestia. Only be able to laugh at blonde jokes, la glume cu blonde, să fii ars de viu sau să te neci. Asta nu știu care ar fi mai puțin dureroasă.
Cred că ar fi destul de dureros să arzi. Cred că să te neci. Habar n-am care e faza cu necatul, gen cum ar funcționa dacă ți-ar intra apă în plămâni și poate ți-ai pierde conștiința, habar n-am. Dar să fii ars de viu, adică tot corpul, ai miliarde de senzori pe tine, ar fi destul de groaznic. I think drowning would be a lot less painful. Third degree burns don't hurt until afterwards because the nerves are completely destroyed. Survivors do say the recovery is kind of painful, but with this it's kind of a non-issue. El zice că dacă ești ars de viu și nu simți prea multe, habar n-am. Vrei să fii chior sau prost? Aș prefera să fiu prost. Prostăvan. Păi nu fost lătuiești deja prostăvan. Ce am ajuns în eu și doar clasa a doua. Ok, would you rather watch a volcano erupt? Meteor hitting Earth. Ai prefera să vezi un vulcan cum erupe sau cum un meteorit lovește pământul? Sincer, aș prefera să văd un meteorit cum lovește pământul. Adică... Nu știu dacă aș vedea din perspectiva mea cum vine o bucată de aia mare din cer și pică pe pământ, dar ar fi mai interesant decât cum sare lava dintr-un vulcan. Asta, nu știu ce... Hai să vedem. Să ai creierul... să ai un transplant de creier într-un robot sau să ai transplant de creier în sexul opus. Adică eu practic să îmi mut creierul într-un corp de femeie. Așa, într-un robot. Depinde de robot? Ok, aici lasă la alegere. Depinde ce robot, ok? Depinde mult de tot ce robot. Dar ca să-ți muți creierul în sexul opus, ar fi nevoie să înveți iar, gen cum să te comporți ca o femeie sau ca un bărbat, dacă se vede cineva și e fată. Deci habar n-am, sincer. Depinde și de robot. Listen to only Broadway, ok. Have complete stranger that cuddle with you have known screaming 7-year-olds. Deci să ai un străin care te îmbrățișează, cuddles with you, care te îmbrățișează mult sau ceva de genul, sau să ai copiii de 7 ani, sau să ai non-stop copii de 7 ani care țipă? Asta e imposibil de răspuns. Eu am uitat să citesc astea, mă, ce prostovan sunt, că uneori îți dă... If you had to have one in your bedroom. Eu n-am citit de multe ori alea de sus, mă, lol. În fine. Dacă ce ai preferat să ai în dormitor? Un străin care să mă îmbrățișez. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Pur și simplu nu pot. Ok. Hot stranger, a girl, one. I'm deaf. Exactly. Nu pot să răspund, adică aș alege asta de exemplu, pentru că poate poți să-i faci cumva să tacă sau apar n-am cresc și se opresc, dar nu știu, pentru că oamenii probabil care aleg albastru se gândesc la un partener de sex opus foarte atrăgător, dar dacă nu e așa. Get a swirly sau swirly e ceva înghețat sau nu știu, atomic wedge, nu știu, stăstea, afraid of the dark, nu știu, stăstea. Ai preferat să-ți fie întotdeauna cald sau să-ți fie întotdeauna frig? Aș prefera să-mi fie întotdeauna frig pentru că te acoperi și cam aia e, dar dacă e cald, cam greu. Cam dificil. Get toe-to-toe with Michael Myers, Freddy Krueger. Toe-to-toe nu știu ce înseamnă, sunt sau asta o expresie, dacă e o expresie, dacă știe cineva. Michael Myers este dintr-un film de Halloween, Freddy Krueger este dintr-un Nightmare. Sau să te bați cu Freddy Krueger. Habar n-am, mă bat cu Michael Myers. Ala cu cuțitul. Ai vrea să mănânci waffles sau pancakes? Pancakes sunt clătite și waffles vafelă sau habar n-am cum se traduce. Absolut clătite. Absolut. Pancakes are beautiful. Exact. Pancakes all the way, dude. Moldy toast, one slice, moldy grapes. Deci ai preferat să mănânci de la stricat, pâine prăjită stricată sau grapes sunt struguri stricați. Habar n-am, struguri, nu știu care e diferența. Să te întâlnești cu PewDiePie sau cu Vanos? De ce a scris Vanos V mic și lui PewDiePie pe mare? Aș prefera să mă întâlnesc cu PewDiePie. Vanos Gaming nu-l urmăresc. Vanos Gaming e un tip care e mult pe Garry's Mod, din ce țin eu minte, și are o gașcă de prieteni. Nino face facecam dacă nu mă înșel. Deci aș prefera cu PewDiePie. Nu-mi place de PewDiePie, Vanos este amuzant,
Da, Van o să face videouri amuzante. Acum depinde de zi, de perspectiva fiecăruia. Pe mine personal, PewDiePie m-a motivat să încep canalul de YouTube, nu canalul ăsta de YouTube, dar eu am mai avut alte canale în spate de YouTube, pentru cei care țin minte și sunt mai vechi, și de acolo am început și a evoluat în canalul lui Rafael. Dar datorită lui PewDiePie am început, deci absolut aș vrea să mă întâlnesc cu PewDiePie, ci aș spune habar n-am. Be așa, from Crank, nu știu ce, aia, stretchable arms, stretchable legs. Ok, suntem Luffy din One Piece. Aș vrea să am picioare care se întind sau brațe care se întind. De ce aș vrea să am brațe care se întind? Ok, probabil pentru ce e leneș, nu? Că ți întinzi direct mâna și stingi lumina, ca și cum aș vrea să sting lumina de aici și mi-ntind mâna, bum, 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 bum. Dar dacă aș avea picioare care se întind, poate aș putea să merg foarte mult, știi? Adică, nu știu, mă gândesc, eu care stau la calculator, cu ce m-ar ajuta? Nu m-ar ajuta niciunele. Deci când aș merge, poate... Ah, e dificil, nu știu, cred că legs ca să merg mai mult. The remote is way over there. Ok, da. Eu ales mâinile ca să ia telecomanda, ok? De dacă eu iau telecomanda cu picioarele, ok? N-a zis nimeni că... Gen, aleg picioarele că mă și merg repede și apoi... Poți să iau telecomanda și cu picioarele, mă întind, știi ce zic? Dar după aia poți să mergi mâini... Aha, bă, na, ok, vreau picioare. Be married to a bees and ugly person who is incredibly wealthy. Be married to a gorgeous... Ok, deci vrei să te căsătorești cu cineva care este absolut obez. Deci morbidly obez, e la limita obez mult de tot. Și foarte urât, și foarte gras, și extrem de bogat. Sau să fii căsătorit cu o persoană minunată who is on welfare. Welfare cred că e ceva de genul că... Nu are foarte mulți bani, dar o duce ok. Așa cred că e welfare. Aș vrea să fiu cu a gorgeous person. O persoană gingașă. Ok? Să trăiești într-un adăpost de la de... Abandonat de... Nu știu cum se numește, nuclear sau de bombe, în caz că pică o bombă din cer, bam, te bagi la subsol, chestie, sau într-un turn izolat. Bomb shelter. Ok. Vrei să explodezi sau implode din interior sau ce înseamnă? Habar n-am. Să ai nevoie de ochelari ca să vezi la depărtare sau la apropiere? La depărtare. N-aș vrea să am ochelari să văd la apropiere. Deja am nevoie de ochelari, adică deja port ochelari, dar pentru depărtare. Pentru apropiere nu. Pentru depărtare aș prefera. Yep. This is already my life. Me too. Da, la apropiere ar fi cam nasol. Ar trebui să am mereu ochelari. Have a terrible audition on American Idol. Ok, asta e la ei acolo. Save the world, but die as a hero in the process. Save the world, but nobody knows. Salvezi lumea și nu știe nimeni. Sau salvezi lumea, dar să mori ca un erou. Habar n-am. Ok, aici e mai mult de ego. Gen, ai vrea să te știe toată lumea că ești mare și tare. Sau să nu te știe nimeni. Mi-e indiferent. Dar dacă am opțiunea să mor ca un erou, de ce nu? E indiferent oricum. Asta mai ales o dată, deci văd că se repetă. Ai preferat să nu ai limbă sau să nu ai dinți? Ok, dude. Deci, ideea e în felul următor, că eu acum la final de episod am realizat că ori citești aici, ori citești aici. Deci nu poți să ții aparat dentar. You would just never have them to begin with. Habar n-am cum ar fi să nu ai limbă. Gen, what? Aș prefera să nu am dinți. Și după aia să spui tu dinți mai târziu. Ok. N-am cum să n-am limba. Limba nu știu dacă poți să o pui. Ok, dar dinții? I mean, eu dantură de aia că tata aia de-o pune în borcan când doarme. Is what it is. Be a professional teaser tasty, nu știu asta. Să te căsători la... Mamă, ce-ai prefera? Să te căsătorești la 10 ani sau să nu te căsătorești niciodată? Adică... You must be faithful to the... Choosing not to marry means that you would never have a typical family. Deci dacă alegem roșu, nu o să ne căsătorim absolut niciodată. Nu o să mă căsătorești niciodată. Da. Pentru că n-ai nevoie să te căsătorești, părerea mea. I mean, fiecare cu nebunia lui. Căsătoria e mai mult un document. Părerea mea, acum nu știu, poate unii au nevoie să se căsătorească ca să-i lege documentul acela. Dar e doar un document, n-ai nevoie să te căsătorești. Poți să fii împreună cu cineva un miliard de ani,
fără să fii căsătorit. În teorie, acum practica poate e diferită, dar în teorie nu înțeleg de ce ar trebui să te căsătorești, ok? Get B's and C's at an Ivy League school. Ok, să trecem. Have extremely... Ia, să ai brațe musculoase, rău de tot, gen extrem. Extrem ar însemna să ai, nu știu, cât ai în braț de obicei. Să ai 100 de centimetri în braț. Ci și Popei Marinaru, sau picioare. Aia arăta Caragios indiferent. Cred că aș vrea să am picioare extrem de musculoase și brațele mi le-aș face eu. Pentru că știu că sunt mulți oameni care nu pot să aibă efectiv picioare musculoase și au doar de la burtă în sus, practic sunt cu mușchi și de la picioare. Deci aș vrea picioare extrem de musculoase și apoi brațele le fac eu. Chiar dacă n-ar fi extrem de musculoase, le-aș face eu. Ok? Pentru că ai arătat prea Caragios cu brațe extrem de musculoase și apoi cu picioare n-ar avea sens. Ce zic băieții? Muscular legs are easier to get. Nu chiar. Nu e ușor să ai picioarele musculoase pentru că unii chiar nu au cum. Așa e din genetica lor, știi? Start your own business which is doomed to fail. Work for other people at low salaries. Deci ai vrea să ai un business al tău care eșuează sau să lucrezi pentru alții pe un salariu de nimic? Păi oricum e fail, adică nu înțeleg. Să am business-ul meu care dă fail, habar n-am. Degeaba lucrez pe... Bine, de fapt am gândit-o prost pe asta, că poate puteai să lucrezi pentru alții pe un salariu de nimic, dar să-ți faci ceva ce îți place extrem de mult. Asta poate. Dar altfel n-ar avea sens să lucrezi pe salariu de nimic. Ai vrea să ai 3 sfârcuri sau să ai un sfârc? Unde ar fi al treilea sfârc, întrebarea? Located wherever you please, să fie oriunde al treilea sfârc, gen și pe frunte, aș vrea să am un sfârc. Ok, nu prea are sens. De ce avea doar un sfârc, ok? Aș vrea să am un sfârc. Am zis-o chiar aici, băieți. Să ai un stilist să-ți facă părul și machiaj în fiecare zi. Să ai o fashionista, pick up a new outfit. Asta aș vrea. Să am fashionista, dar pe cineva care să... Cineva expert și să-mi aleagă o outfit în fiecare zi. Asta, da. Rely on the A-team, on Mac, așa, nu știu ce aia. Ok, ok, mai dăm așa. Mai dăm, mai dăm. Văd că se repetă. Ai vrea să petreci o zi în deșert sau în zi la Polul Nord? Am fost la Polul Nord. Am fost la Polul Nord în Finlanda la Moș Crăciun. A fost frumos. Absolut aș vrea. Bine, n-am fost chiar la Polul Nord. Era gen o linie de aia pe jos și gen dacă treceai. Și țin minte că mi-a dat și un certificat de la că am trecut la Polul Nord. Aș vrea la Polul Nord. Nu știu ce e în deșert prin Sahara, dar la Polul Nord e Moș Crăciun. E moșul. L-am întâlnit. L-am întâlnit și am făcut și poze cu el. Have an X-ray vision, have laser vision. X-ray sau laser vision, nu știu să ne dai cu lasere din ochi, dar X-ray probabil ca să vezi prin hainele oamenilor, m-aș gândi, prin pereți și prin clădiri. Is what it is. Be hysterical funny, be absolutely beautiful. Băi, și care, adică să fie extrem de amuzant sau extrem de frumos. Bă, extrem de amuzant, că extrem de frumos sunt deja. Winky face. Move your hand down to the banana. Ce se întâmplă? Omoară o persoană pe care o cunoști sau 3 străini? Nu scrie în ce fel omori persoana pe care o cunoști. There is no guarantee how old or young. Deci la orice vârstă. Presupun că aș omori o persoană pe care o cunosc, nu? Am strănutat de 3 ori, deci nu știu ce înseamnă asta. O să fiu sincer cu voi. Ideea e că nu spune nimeni cât de bine cunoști persoana, ok? Nu spune nimeni că e cel mai bun prieten al tău pe care îl omori. Spune doar că e o persoană pe care o cunoști, deci cu tot cu voi scrie acum eu, habar n-am. Așa. I would choose someone I know and dislike over 3 people I don't know. Exact, adică nu poți să sacrifici 3 oameni doar pentru că nu-i cunoști. Iar mă întreabă de sfârcuri, nu vreau, be stand alone, stranded alone. Ai vrea să fii malnourished sau obese? Vrei să fii la 150 de kg sau vrei să ai 50 de kg, practic? Adică vrei să fii extrem de slab sau extrem de gras? Extrem de slab, presupun. Pentru că te poți îngrășa. Cred. După aia dacă ești obez și pe aia slăbești, rămâi cu pielea de aia atârnată. Nu știu. Cred că ne cam apropiem de finalul episodului. Ai vrea să fii alergic la... la ciocolată sau la unde arahide? La unde arahide, absolut. Absolut. Întotdeauna vrei să... Ce prefera între...
a avea dinți nașpa strâmbi probabil, sau nu știu ce înseamnă, sau să ai bad hair, gen să ai chelie? Cred că bad teeth. Nu știu ce înseamnă bad hair. Ok, trebuie să definim bad hair, că ai chelie sau ce ai. Bad teeth depinde, ok? Că sunt strâmbi, că sunt habar n-am, îți pui aparat dentare, îți faci și dinții se fac. Părul se face și părul, dar nu neapărat. Apare un pic mai așa, știi? După, ai părul mișto și nu zâmbești niciodată. Stai doar așa. Și perfect, nu știe nimeni. Ok? I'm British, so my teeth are really bad. Care-i fost cu oamenii din Marea Britanie și cu dinții? Și eu am avut dinții puțin strâmbi. Nu, o să recunosc că am avut aparat dentar, dar am avut când eram mic. Mă rog, mic, prin clasa 6-a. Și când am dat jos aparatul la liceu. Have locked-in syndrome with no cure in sight. Nu știu să nu asta. Găsește un dolar sau citește o carte. Ce ai prefera? Aș prefera să citesc o carte. Depinde de carte, dar aș prefera să citesc o carte. Didn't say I couldn't read the book after finding the dollar. Ok, și hai ultima. O să dăm de 10 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asta e ultima. Ai vrea să fii lovit în față. Brass knuckles, cred că sunt alea de metal, cum erau în Vice City, de Mike Tyson. Care Mike Tyson e un boxor și era unii dintre cei mai buni boxori când era în prime, când era în vremurile lui bune, pe la 20 de ani, era extrem de puternic. Sau să dai un pumn în față unui bebeluș și să fii văzut de mii de oameni. My God, dude. I will take one for the team, cum s-ar spune. N-aș putea să dau un pumn în față unui bebeluș. Sigur că nu spune cât de tare, adică poți să dai așa ușor, dar mă duc la Mike Tyson și zic: hey Mike, uite care-i faza, am ales așa, dă-mi în bârnă și aia e. Nu zice că îți dă Mike Tyson cu puterea maximă un pumn în față, îți dă așa una te învinețește un pic și îți revii. I mean, Mike Tyson would be in his prime. Oh my, păi te omoară, ești nebun? Îți dă una și ești knockout mort. You would have to punch a toddler with full strength? Niciuna din victime n-ar muri? Deci trebuie să lovești bebelușul cu putere maximă? Abă, n-am cum să dau un pumn în față unui bebeluș, ești nebun. Sunt prea insane. I want to say my face, thank you, bă, cum să dai poți un bebeluș? What? Mi-ar fi pe conștiință, ești nebun. Mi-ar rămâne tipărei pe creier. Aia, mi-ar da Mike Tyson una în prime, mi-ar zbura niște dinți și gata, asta este. Ei zic și o să dea mai pe aici pe sus, dă-mi un pumn în frunte, nu știu cum. Bun, băieții, cam aia e chestia. Ăsta este episodul. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut distractiv, apăsați butonul de like. Mai este unul, deci făceam ăsta cu Would You Rather și mai e unul Would You Press the Button. Și astea sunt fine ăștia din când în când să mai faci, că sunt amuzante, te pune niște perspective interesante. Cam asta e tot, vă mulțumesc, să acordăm la viitoare. Pum!